Viața și opera Sfântului Neofit Zăvorâtul au fost subiectele unei conferințe organizate ieri la Muzeul Unirii din Iași. Manifestarea a fost prilejuită de aducerea la Iași a raclei cu moaștele Sfântului de la Mănăstirea Sfântul Neofit din Pafos, Cipru, și l-a avut ca invitat pe profesorul Hristos Iconomu din Cipru. Ο Άγιος Νεόφυτος έγραψε 4.500 χειρόγραφες σελίδες. Στο μοναστήρι του απέμεναν μόνο 8 σελίδες από το ψαλτήρι. Όλο το υπόλοιπο έργο εκλάπηκε στο εξωτερικό. Εμείς κατορθώσαμε να μαζέψουμε περίπου το 85% του έργου του, ενώ μας λείπει το 15%. Opera Sfântului Neofit Zăvorâtul este tradusă în limba română, cele 5 volume fiind publicate la editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. O altă conferință cu tema Referințele Sfântului Neofit Zăvorâtul la monahismul ortodox va fi susținută în această seară. Conferințele se înscriu în seria de evenimente dedicate sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.